fost în cele din urmă un învingător. Stau și mă uită dacă domnia lui ar fi avut cu adevărat succes sau dacă cel puțin nu s-ar fi terminat cu un eșec atât de usturător pentru România Mare. Ar fi fost Carol al doilea privit cu mai multă toleranță de contemporanii noi și de noi cei de astăzi pentru aventurile lui erotice, într-adevăr, deosebite pentru acele vremuri. Asta nu avem de unde să știm acum, fiindcă din nefericire pentru el și pentru noi, Carol al doilea n-a fost un personaj politic de succes. E adevărat însă că nici n-a avut foarte multe șanse în sensul acesta. E bine, partea Tatianei Niculescu insistă mai puțin pe latura politică a evenimentelor. Ea e o țesătură care îmbracă povestea de dragoste dintre Carol și Elena Niculescu. Sigur că sunt menționate momentele importante și fierbinți pe care le trăiește în România în acei ani și sigur că nici nu ar fi putut să treacă, spre exemplu, este un episod ca acela în relație dintre Carol al doilea și legionar, în contextul în care subiectul fierbinte din miezul acestei relații era tocmai Elena Lupescu și originea ei împeiască. Dar dincolo de asta, această carte este, cum spunea și Ioana Primulescu, în primul rând și în primul rând o poveste de dragoste, scrisă nu numai cu har literar, dar zice eu că scrisă și cu o doză remarcabilă de acribie istorică. Și de ce o spun? E una dintre foarte puținele cărți, dacă nu cumva cam singura pe care o știu eu cel puțin până acum, care recrează biografia Elenei Lupescu înainte ca ea să devină amantă regală, nu din zvonuri, din bârfe, din colecția de fapte relatate de presa vremii, care era și au într-o dosă apreciabilă o presă de scandal, ci din arhive. Veți vedea și veți găsi în această carte documentat arhivistic parcursul școlar al unei amante regale, fiindcă Elena Lupescu, în ciuda stilului ei vulgar în care scria scrisorile de dragoste, cel puțin era o femeie educată la pensionul Notre Dame de Sion, una dintre școlile de elită pentru fetele femei, venea dintr-o familie bună, mama ei era o persoană venerabilă care inoculase o educație cât se poate de serioasă, cunoștea bine limba franceză și asta veți vedea în scrisorile pe care și le adresează cu Carol al doilea. Deci, cumva, imaginea femeii parvenite și vulgare și care nu-și merită niciun fel locul pe care îl obține la un moment dat, devine ușor discutabilă din această perspectivă. E mai greu să o salvez pe Elena Lupescu de propria ei vulgaritate și asta e adevărat. Și aici veți găsi al doilea punct foarte din punct de vedere al valorificării arhivelor, să-i spunem, în cartea Tatianei Niculescu, fiindcă sunt foarte multe scrisori schimbate între Carol al doilea și Elena Lupescu, din care reproduce pasaje savuroase și din care cu care se petrece un fenomen foarte interesant, de fapt. Îl ajută pe cititor să vadă această poveste, nu așa cum a fost obișnuit citind alte cărți despre subiect sau citind articolele de presă, spre exemplu. Adică nu din perspectiva terțului care judecă, ci îl ajută să intre în pielea personajelor, în pielea celor două personaje și să